Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Nefinalizarea recesământului, armă electorală. Stimați colegi, așa cum se înțelege din titlul declarației mele politice, consider că recesământul din 2021, făcut în 2022 și fără rezultate nici măcar în 2023, este nerealizat, adică inexistent. Iar cele 329,6 milioane, cât a costat acest recesământ, sunt astăzi doar o altă gaură la bugetul de stat. Nefinalizarea recesământului poate fi o nouă dovadă a incompetenței, a nefuncționării unei instituții care elaborează rapoarte ce trebuie să fie o bornă în acțiunile ulterioare ale statului, a guvernelor lui. Însă astăzi nu voi pune sub semnul incompetenței lipsa unui rezultat final al recesământului, ci a intereselor meschine ale PSD și PNL de a deține ascunse aceste cifre pentru a le juca, după punul plac, în 2024. Nu voi insista asupra cifrelor, știu că nu sunteți atenți la ele, sunt publice pe site-urile Institutului Național de Statistică și al Autorității Electorale Permanente, dar nu pot să nu vă atrag atenția asupra discrepanțelor majore între cifrele raportate. INS ne spune chiar pe pagina de bun venit că populația rezidentă a României este de 19 milioane de cetățeni, iar AEP, în 28 februarie 2023, atenție, în 2023, ne spune că totalul de cetățeni cu drept de vot înscriși în registrul electoral este de 18.887.800, adică aproape toți cetățenii români au drept de vot. Deci, aici ne putem întreba unde sunt cei 4 milioane de copii ai României de până în 18 ani. Iar aceste calcule simple ne dau indicii că în listele electorale figurează aproximativ 4 milioane de români ce au trecut la cele veșnice. Comunicatele de presă ale INS și datele publice date de AEP sunt atât de alambicate încât oricum ai vrea să afli cifre cât mai exacte, este practic imposibil să știm câți români mai suntem, câți mai avem drept de vot. Am solicitat atât eu cât și alți colegi de-ai mei la AEP registrele electorale din câteva județe, însă sub pretextul că am făcut solicitarea în calitate de demnitari, nu din partea partidului, ni s-a transmis că nu avem dreptul de a avea acces la aceste date. Alianța pentru Unirea Românilor a depus o nouă solicitare în acest sens către AEP, sperând că presiunea pusă pe această instituție să scoată la iveală jocul mârșav al celor ce organizează alegerile. De ce ne interesează aceste cifre? Considerentele sunt simple. Dacă a scăzut populația României, poate e cazul să nu mai avem atâția parlamentari. Poate procentele partidelor, raportate la numărul cetățenilor cu drept de vot, pot să crească în unele cazuri sau să scadă în altele. Poate numărul parlamentarilor din unele județe trebuie să scadă, iar în altele să crească. Mă rog să încheiați. Nu ați vrut nici măcar dezbateri despre alegerile locale în două tururi. Nu știu dacă v-ați pus aceste întrebări, sunt convinsă că pe unii dintre voi nu vă interesează să fie publice aceste cifre, pentru că ați pierde locul aici în Parlament, unde nu faceți nimic pentru cei care și-au pus speranțele în dumneavoastră. Mulțumesc. Gianina Șerban, deputată Aur de Ilfov.